șantier pe calea Rahovei, colț cu șoseaua Progresului. Muncitorii lucrează fără protecție, șantierul nu e învelit, îngrădit, împrejmuit și poluează și pune în pericol viața, sănătatea locuitorilor, a trecătorilor. Uitați-vă cât plastic ajunge în natură, fărâmițat, și la orice adiere de vânt intră în aer și o respirăm. Dar microplasticul e mortal pentru organism. Fie că îl bei, fie că îl inhalezi, poate să rămână acolo și să ajungem moaște. Care nu o să putrezească, dar poate o să fie bine mirositoare. Și asta e fix peste drum de Liberty Center, de parcul nou făcut de Primăria Capitalei. Uitați-vă cum se aruncă gunoiul de sus. Totul se transformă în praf și intră în plămânii noștri. Firma asta trebuie oprită, urgent, amendată și angajată alta în loc. Asta e bătaie de joc. Nu vă mai spun că și bucăți mari de plastic atârnă prin copaci. Bătaie de joc, nu șantier, în centrul Capitalei. În 5 minute ajungem piața Unirii. Ia uite ce face. Dă-i în cap, băi, să nu mai filmeze. Ca să nu se știe ce se întâmplă pe șantierul ăsta. Sectorul 5, București. Pericol public. Dă-i în cap să nu mai filmeze. Și aici e stație de transport public, tramvai, electromagnetică, calea Rahovei, șantierul, pericol public. Miroase și amortăciuni pe aici. Poate și murit cineva și l-au băgat în tufe. Înfiorător și penal. Unde se uită primăria, garda de mediu și alte agenții de stat care trebuie să aibă grijă de sănătatea publicului. Muncitorii ăștia exact ca patrupedul. Fac și pleacă. Și căcatul rămâne. Locul e marcat, otrăvit. Asta e adresa oficială Progresului numărul 51. Și alături mai apare un micro șantier, la fel, fără niciun fel de marcaj. Nimeni nu știe cine, ce construiește, la care autorizație și cui va pune viața în pericol. Șefule, de ce faci pozile alea? Ți-i arăt mami! Ui? Mami! Păi de ce? Se transmită primarului. Păi